Înțeleg. V-ați mutat de câtva timp la Iași și încercați să obțineți, să redobândiți cetățenia românească, dar nu reușiți și v-ați plâns la avocatul poporului. Am fost acum la avocatul poporului, vreau să arăt că este biroul teritorial, mă arăt pe mine, acolo undeva sus, că este scris că este avocatul poporului din Iași. Și am venit la biroul teritorial. Am aflat astăzi că sunt birouri teritoriale, încă în 14 birouri teritoriale în toată România, unde poți să depui petiții, cereri, plângere. Acum am depus-o chiar acum, cu 15 minute în urmă. Am depus, vreau, cu speranța că o să fiu ajutată de avocatul poporului cu redobândirea cetățeniei, deoarece am depus setul de documente la Chișinău în 2017, pe data de 20 decembrie 2017. Deci mai mult de 2 ani de atunci. Da, sunt mai mult de 2 ani și deoarece nu am avut niciun răspuns, da, abia acum am apărut foarte mult timp, nici nu era numărul meu, nu găseam numărul meu de dosar pe site. Trecus un an jumate, el nici nu era apărut, măcar cel puțin pe site, site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Cetățenie. Eram foarte disperată și că nu am niciun răspuns, și adică nu mă regăsesc mai mult de un an jumate, că cel puțin am depus dosarul, dar când am depus dosarul la Chișinău, nu mi-au dat un număr de înregistrare, deoarece l-am depus la Consulatul României din Chișinău. Mi-au zis că o să apară mai târziu pe site. Acel mai târziu, era deja mai mult de un an jumate, că am venit la București cu acest scop ca să ajung în audiență la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, la domnul Marius Sorin Bozgan, unde am depus cererea pentru urgentarea cetățeniei. Motiv... Și ați obținut abia atunci număr de dosar. Și abia atunci am aflat că numărul de dosar al meu și al fiului, că eu am depus cu fiul în aceeași zi la Chișinău. Erați atât de optimistă că problema se rezolvă ușor, încât nici n-ați vrut să vorbim la cameră, când ne-am întâlnit și atunci la Autoritatea Națională de Cetățenie, la București, n-ați vrut să vorbim la cameră, că gata, problema se rezolvă. Se pare că nu e atât de ușor și că birocrația românească e nemuritoare. Nu, chiar de a fost în prezența mea semnat cererea, în prezența mea înregistrat-o a fost, mi-au dat și număr de înregistrare a cererii mele pentru urgentare, unde am adus argumente că locuiesc în Iași, că am argumentat că sunt medic și că doresc să, din cauza că nu am cetățenia României, nu pot să depun actele la Ministerul Sănătății pentru echivalarea diplomei și nu pot continua activitatea de medic, ceea ce s-a obișnuit eu, cu, fiind un medic cu stagiu de muncă aproape 20 de ani, într-un fel mă descalific când fac un interval prea mare de fără a lucra. Da, pentru mine adică e dublu asta, că chiar de mă aflu acum în Iași, am permisul de ședire cu drept de muncă, reîntregirea familiei, nu pot, deoarece nu pot echivala diploma, adică permis de ședire. Puteți lucra orice altceva, dar nu ca medic. Dar nu ca medic. Și nu aveți un răspuns până acum la scrisoarea aceea de urgentare? Nu. Și nu, de asta eu... ați stat și la avocatul poporului și ați decis să vorbiți și la cameră. Da, eu am confirmat, deoarece tot ce le-am scris și la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, cred că am cam 5 scrisori, unde de fiecare dată anexez cu toată corectitudinea actele care să-mi confirm identitatea, certificatul de căsătorie, permisul de ședere, adică fac scanat în PDF, cum să cer, nu unde indic corect adresa de e-mail, numărul de telefon, niciun apel telefonic,
nici la adresa prin poștală, nici prin adresa de e-mail, nu am avut niciodată niciun răspuns, așa măcar să văd și eu când, cum e un răspuns când să-l trimite o autoritate. Uite, chiar mă lasă să stau eu curioasă, acușa trei ani, sau început trei ani. Aveți încredere că vă apără instituția ombudsmanului, avocatul poporului, sau vă așteptați la o nouă tăcere de câteva luni, după care probabil să recurgem la protest? Nu știu, cred că pe la urmă de recurs la proteste, că altceva chiar nu știu ce s-ar mai putea de făcut. Protesta la Iași, la prefectură, se poate veni la București, se poate protesta la ambasadă, la Chișinău sau la consulat. Dar știu că multă lume e în situația dumneavoastră și că n-ar trebui tolerat, că e bătaie de joc ce se întâmplă. Păi da, după cât îmi dau eu seama, după numerele de dosare, că nu e greu să-ți dai seama câte dosare. Intri pe site-ul oficial a Autorității Naționale și acolo stau pe 2018-2019 rânduri, foi întregi care de numere de dosare depuse și la nimeni care colonița următoare este când este dosarul a fost depus, când dosarul a fost acceptat la comisie și următoarea rupă unde e soluționat, la nimeni nu stă nimic, adică nu sunt eu singura, eu știu, cred că vreo 300.000 au depus, bănuiesc eu că în 2017, 18 și 19, dar asta cred că e puțin, eu bănuiesc mult mai mulți, știind cât de greu am așteptat câteva luni ca să mă pot programa, ca să depun dosarul și de fiecare dată când veneam la consulatul României, rânduri cozi mari. Adică au depus foarte mulți. N-ați avut senzația că birocrația asta specială e făcută ca să alimenteze corupția? N-au buzăit în jurul dumneavoastră intermediari și propuneri să ungeți cumva procesul să meargă mai repede? Nu, eu cred că de mine s-au temut, nu s-au apropiat. Cred că s-au apropiat de altcineva, dar eu ori nu le inspiram încredere, ori se temeau să-mi fac așa oferte. Așa stau la... Ori cum se explică, dar altfel, înghețarea procesului de acordare, de redobândire a cetățeniei românești, de către, mai ales de către basarabieni? S-a schimbat puterea, dar puterea s-a schimbat de câteva ori deja în ultimii ani. Eu cred că blocarea acordării cetățeniei e ceva, că e la nivel de înțelegere dintre guvernul de la Chișinău și guvernul din București. Că cei de la Chișinău stem foarte mult că să primească mulți bățarabeni cetățenia, că cât mai vine, faci un drum la București, depui dosarul, să-și mai facă buletinul, să mai depună jurământul, să mai luminează la cap cât de cât când începe a compara Chișinău cu Bucureștiul, mai aude un cântic patriotic și să nu-și piardă cetățenii. O să-și piardă acum că e, oricum e regim socialist, că altfel nu-l poți numi. Cine o să le construiască, cine o să le mături străzele. Că o să piardă cetățenii, o să rămână în România sau cu pașaportul românesc o să plece pe scutare. Da, că le-i frică. Am observat că unii dintre cei care fac astfel de drumuri se ciocnesc cu birocrația românească, devin mai degrabă ostile Unirii și României, pentru că de ce să schimbi un bou pe obelea, de ce să schimbi o sărăcie, o birocrație și o mafie în Republica Moldova pe altă birocrație, pe altă sărăcie și pe altă mafie de dincolo de Prut sau de dincoace de Prut, depinde de unde ne privesc. Ei, cum am Moldova de est și Moldova de vest, mai modern. Da, să zic. Îi spun în tot felul, mai zic și Basarabia. Da. Ne numesc, da, într-un fel. Republica separatistă Moldova. Până la urmă, da, o să crede, până la urmă chiar o să ne credem așa, dacă o să ne insufle atâta că omului când sunt efectele astea care în psihologie, om care dacă îl numești de 1000 de ori că e prost, el până la urmă chiar se crede că e prost. Apoi și pe noi, dacă până la urmă tot o să fim tratați în așa fel, mulți o să înceapă să creadă că e așa. Pe asta a contat și propaganda când a inventat o altă limbă, o altă țară. Li s-a spus de foarte multe ori moldovenilor chestia asta și eu iau acum ca adevăr. Totuși unii, iată, simt că
Lucrarea vine de la răsărit, dar prosperitatea, stabilitatea vine de la vest, de peste Prut. Și iată, ca dumneata, ai făcut o familie peste Prut, alții pleacă tot cu familie peste Prut, unii vor doar din curiozitate să redobădească cetățenia și să folosească avantajele, beneficiile pașaportului românesc, dar nu știm de ce, nu ne explicăm de ce Bucureștiul, na, Iașu și cine mai are birouri de astea de pașapoarte, se comportă ca poarta otomană sau ca Kremlinul altă dată când trebuia să duci la Moscova să obții viză ca să te duci în România. Aici au comportament, de câte ori am fost și m-am adresat la biroul acesta, autoritate, biroul teritorial Iași, Autoritatea Națională pentru Cetățenie. De fapt, chiar am fost uimită că vin mulți, sunt cam speriați cei care nu cunosc bine româna, dar depun dosarele să-și facă cetățenie, care au fost un pic așa, poate mai altfel educați în familie sau din familii mixte și chiar de vorbesc rău în română, am observat cu multă răbdare și cu multă atenție angajații de la birou teritorial, nu le reproșează că nu cunosc bine româna, așa, chiar au răbdare cu ei. Eu am fost uimită, zic, Doamne, eu câteodată eu n-aveam răbdare asta cu cei care nu cunosc româna cum au cei de aici. Și aici unde deam la birou teritorial. Din frică, din comoditate și începeți să reflectați ceea ce vi se întâmplă în ăștia 2-3 ani de interacțiune cu birocrația românească, să punem lumina asupra lor și să încercăm să-i facem să meargă conform legii, conform interesului național și conform interesului fiecărui individ cetățean care cere să redobândească cetățenia pe care a avut-o părinții bunicii lui. Și aș vrea să mai zic că mulți din cei care își fac redobândesc cetățenia, adică de vârsta mamei mele, care a deja trecut de 70 de ani, nu urmăresc niciun scop ca să-și fac cetățenia. Ei au doar, aici chiar este, să zicem, ceva, ca ceva pierdut, care vor și întorc ceva ce au pierdut cândva, e ca un vis frumos. Pentru mulți din ei nici nu au de gând, adică cunosc foarte mulți oameni care și-au făcut, ei au fost un pic mai, au depus actele mai înainte când s-a început depunerea. Mulți din ei nici n-au fost cu acest pașaport român, cu acest buletin român, nici n-au părăsit Chișinău sau satul din Basarabia. Au făcut așa ca să se simtă la apartenență la poporul român, adică sunt foarte mulți. Dacă interpretează că toți își fac, eu dacă am avut de plecat, eu în prezent mă aflu în Iași cu permis de ședere. Dacă am avut de plecat, tot am plecat. N-am stat să aștept soluționare. Culaș cu pașaportul biometric fără viză. E adevărat că nu poți stai mai mult de 3 luni, dar dacă îți găsești de lucru sau dacă te căsătorești cumva, poți să rămâi după ce în Occident mai mult. Da. Mulțumesc, Larisa, pentru mărturie, pentru încredere. Ținem legătura să monitorizăm cazul ăsta, să vedem chiar cât o jumătate de viață de om poate să dureze un proces care ar trebui să dureze câteva ceasuri sau câteva zile maxim. Asta, nu știu de ce nu se gândesc la momentele psihologice. Cred atâta indiferență că nu se gândesc starea asta de... îți dau o stare din încredere când ești într-o așteptare, când nu ai adică încredere nici în să pierzi încrederea și în statul român, să știi că ești așa lăsat ne-au lăsat în Basarabia, nu spun nimic nou și nu trag clopotele acum, dar într-un fel Basarabia a fost trădată. Păi hai nu ne mai trădați și acum că nu ne dați cetățenie. Ne-am înțeles. Ținem legătura. Da, trăiască România întregită totuși. Trăiască și românii oriunde ar fi. Și ceilalți pe lângă ei. Da.